Caz șocant, un bărbat și-a determinat soția să se sinucidă pentru că nu-i plăcea mașina primită cadou de nuntă de la părinții acesteia. Un tribunal din sudul Indiei l-a condamnat pe un bărbat la 10 ani de închisoare, fiind acuzat că și-a determinat soția să se sinucidă pentru că nu era mulțumit de zestrea pe care a primit-o de la părinții acesteia. Curtea districtuală din statul Kerala l-a găsit vinovat pe Kiran Kumar în temeiul unei legi în vigoare în India, moartea din cauza zestrei. Potrivit acestei legi, pot fi formulate acuzații împotriva persoanelor pentru că au provocat moartea unei femei în primii 7 ani de căsătorie din cauza zestrei. Zestrea este reprezentată de cadouri în bani sau obiecte oferite de familia miresei, familia mirelui în ziua nunții. Zestrea este ilegală în India, dar cu toate acestea este un obicei foarte des întâlnit. Kumar se declarase nevinovat la începutul procesului. El era căsătorit cu Vismaya Nair de aproximativ un an, când aceasta a fost găsită moartă în baia casei familiei soțului ei din Kerala în iunie anul trecut, potrivit CNN. Familia lui Nair fusese de acord să-i dea lui Kumar 100 de monede de aur, un acru de pământ și o mașină drept zestre, dar acesta nu a fost mulțumit de modelul vehiculului și a cerut mai mulți bani potrivit documentelor instanței. Din acest motiv, Kumar și-a terorizat soția, a abuzat-o fizic și verbal pe toată perioada căsătoriei, s-a subliniat în timpul procesului. Își pierduse cheful de viață, se spune în hotărârea instanței, era atât de disperată și cuprinsă de un sentiment de deznădejde, a fost batjocorită sever din cauza zestrei. Într-un interviu acordat pentru CNN, fratele ei a spus că soțul nu-i dădea voie să utilizeze rețelele sociale, să-și sune părinții și să-i viziteze, pentru că era nemulțumit de zestre. I-am dat o mașină bună, dar nu a încetat să ceară o mașină mai mare și mai scumpă, a spus el. Deși a fost scos în afara legii în 1961, sistemul de zestre din India rămâne profund înrădăcinat în societate și a devenit asociat cu violența împotriva femeilor. În anii 1980, parlamentarii au introdus în codul penal al Indiei secțiuni care permiteau autorităților să acuze bărbații sau membrii familiei lor de moarte din cauza zestrei. Acuzația, care poate fi formulată și în cazuri de sinucidere, se pedepsește cu închisoarea începând cu 7 ani și până la închisoare pe viață. În 2020, în India au fost înregistrate peste 10.000 de plângeri cu privire la zestre și aproape 7.000 de decese din cauza zestrei, potrivit Biroului Național de Evidență a Crimelor din India. Kerala, unde a murit Nair, este considerat un stat progresist, dar oamenii nu au renunțat nici măcar aici la acest obicei.